Angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj au intervenit neîntrerupt aseară după ce vijeliile au răvășit municipiul Târgu Jiu și mai multe localități din județ. În decurs de 6 ore, lucrătorii ISU au acționat în 12 localități din județ, în 30 de misiuni de înlăturare a efectelor negative generate de fenomenele meteo periculoase. În municipiul Târgu Jiu au fost peste 10 intervenții pentru degajarea acoperișurilor smulse de vânt și aruncate peste mai multe autoturisme parcate. Primarul Marcel Romanescu este bucuros că, datorită toaletării arborilor în ultimii 4 ani, nu au căzut copaci pe mașini sau pe carosabil. Cu privire la acoperișurile de pe blocuri sau case, edilul spune că acestea au fost executate fără autorizație de construcție. Primarul le atrage atenția proprietarilor să intre în legalitate, pentru că va trimite poliția locală în controle la asociațiile de proprietari. Ceea ce s-a întâmplat strict la nivelul municipiului Târgu Jiu, am și motive de satisfacție determinate de faptul că de 4 ani de zile toaletăm permanent copaci. Nu-mi imaginez cum ar fi arătat municipiul Târgu Jiu în condițiile în care această acțiune n-am fi repetat-o în fiecare an, cel puțin în perioadele de primăvară și toamnă, atunci când pot fi toaletați copacii din municipiul Târgu Jiu. N-am avut foarte, foarte mari probleme pe aceste aspecte. Însă trebuie să recunoaștem că e o problemă pe care încercăm să o rezolvăm împreună cu asociațiile de proprietari și cu proprietarii persoane fizice. Și aici mă refer la acoperișurile de pe blocuri sau de pe case. Din datele pe care le am în acest moment, în mare parte, acoperișurile care au căzut de pe blocuri erau realizate fără autorizații. Și asta e o mare, mare problemă. Le atragem atenția tuturor, întotdeauna reprezentanților asociațiilor de proprietari, care ar trebui să-și rezolve această problemă. Să intre în legalitate. Intrarea în legalitate nu se poate face decât în condițiile în care reprezentantul legal al asociației de proprietari vine către autoritatea publică locală și semnalează aceste aspecte. În condițiile în care nu semnalează aspectele, este direct răspunzător. E un apel pe care îl fac către toți reprezentanții asociațiilor de proprietari să-și verifice documentele care stau la baza realizării acelor acoperișuri de pe blocuri și de pe case. E aceea situație, pentru că ieri n-au zburat doar acoperișurile de pe blocurile de locuințe, au zburat și câteva acoperișuri de pe case care au afectat bunurile cetățenilor din municipiul Târgu Jiu. Pompierii militari au acționat și pentru înlăturarea copacilor căzuți pe carosabil în orașul Novaci, comunele Baia de Fier, Lelești, Bumbești, Pițic, Scoarța, precum și pentru degajarea stâlpilor de curent căzuți în comunele Mușetești, Crazna și Baia de Fier.